Conducerea regiei autonome pentru activități nucleare din Drobeta-Turnul Severin spune că stocul de cărbune ajunge pentru furnizarea agentului termic doar câteva zile. În aceste condiții este prima dată când administratorul special recunoaște că cel mai probabil caloriferele racordate la rețeaua centralizată a orașului nu se vor încălzi iarna aceasta. Ce cantitate de cărbune aveți acum în depozite? Cam 25.000 de tone care ajunge până duminică. Dacă nu se va relua? Dacă nu se va relua, probabil se va opri la avarie centrală, ceea ce va duce la oprirea combinatului. Mai tragic este faptul că, nu știu dacă voi în situația asta și sper să nu se întâmple, dacă putem asigura încălzirea pentru iarnă. Atât administratorii asociațiilor de proprietari, cât și autoritățile locale au fost informate cu privire la posibilitatea ca iarna aceasta să nu fie căldură în calorifere. Am primit azi dimineață somație. Dacă până la 15-a, 10-a nu plătești la zi toate datoriile plus penalizările, așa se oprește agentul termic. Agentul ăsta termic pentru mine e numai căldura. Apa caldă sunt debranșată din martie 2013. Eu am discutat cu primăria, dânsii sunt la ora actuală și își fac analiza surselor suplimentare care, conform legii, trebuie să existe la spitale, la școli și așa mai departe. O să vedem în măsura în care sunt și sunt funcționale, să vedem și noi cum putem ajuta. Și sper din tot sufletul să nu se întâmple nimic, cel puțin cu spitalele și cu școlile. În aceste condiții, și locatarii trebuie să se gândească la surse suplimentare de încălzire. Fiecare cum se descurcă, cu un calorifer, cu ceva electric, ceva, păi altă soluție nu există, nu? E vorba de spitale, de școli în care... Acolo e mai tragică, dar păi acolo trebuie să ia măsuri primăria, cei competenți care... Să pot ocupa de treaba asta, noi nu putem să facem nimic. Pentru learnă nu ne-am asigurat nimic, cărbune nu ne-am asigurat. Este stoc. Și ce facem? Municipalitatea susține însă că în cele din urmă se vor găsi soluțiile pentru ca agentul termic să fie furnizat. Eu cred că se va da dovadă de înțelepciune, se vor găsi variante ca în această iarnă Drobeta-Turnul Severin să aibă căldură. Termoficarea este obligatorie pentru noi. Poate dacă ranul are probleme și noi știam că are probleme, poate de anul viitor, sau noi am început deja demersurile să căutăm soluții pentru a rezolva această problemă sub o altă formă, dar în această iarnă, cu siguranță, nu trebuie să ia decizii de acest gen. După intrarea în insolvență, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a acumulat datorii de 130 de milioane de lei la furnizori. La Drobeta-Turnul Severin sunt 15 școli, 10 licee și 22 de grădinițe care trebuie să fie încălzite prin lege. La acestea se adaugă Spitalul Județean cu toate secțiile sale.